Maria, cine sunt oamenii ăștia? La canal de tată, suntem, de la ochii din umbră. Îmi pare rău că a Maria, să... Maria, ce-i cu oamenii ăștia aici? Aveam o discuție între patru ochi. Te rog să te calmezi. Aici n-ai adus tu, te rog Cristina, să te calmezi. Tu n-ai adus aici. O să încerc să-ți explic dacă te calmezi. Cine și să mă asculti. Totia să se calmeze. Am luat măsurile Totia? Astea pentru că nu mai încercam să... Nu mai reușeam să comunicăm cu tine. Și ai dat semnale de alarmă foarte grave. Nu ești bine. Te rog frumos să încerc să înțelegi și poziția cum noastră. Nu sunt bine. Cine sunt oamenii ăștia? Veniți, vă rog frumos, puțin. Veniți, vă rog frumos, puțin. Vi se, pare, asta? Vi se pare că sunteți în regulă? Zi, ce s-a întâmplat? Uite, bine. Măi, iartă-mă că te-am chemat așa din scurt, dar am impresia că soțul tău te înșală. Cu cine? Avem o angajată nouă și am surprins astăzi niște discuții, fapt care m-a determinat să te contactez, să vii să ne întâlnim. Repet, a trebuit Maria, să recurg la ce mi-ai făcut? Îmi pare rău, dar ce tu nu ești bine. Tu nu ești bine și ai refuzat dialogul și comunicarea cu noi atâta timp. De ce ai făcut asta? De ce te-ai ascuns când tu suferi atât de mult? Ți-ai pus viața în pericol, nu ești bine, Cristina, de ce? Trebuie să înțelegi, draga mea, că familia ta își face griji pentru tine. Nu este normal să te lași călcată în picioare în felul acesta. Nu este normal să trăiești în permanență cu teama, cu frica, cu spaima că soțul tău te va înșela din nou. Asta nu este viață. Și asta și nu e normal să te ascunzi de noi, familia ta, care îți vrem binele. Ce vrei, Maria, să-ți spun? Căsnicia mea a luat-o razna din când am luat firma asta? Ce vrei, da, Maria, să asta spune. Spune-mi ce simți, că altfel nu ai nicio șansă, Cristina. Dar uite de ce nu te-ai confesat? De ce nu te-ai confesat de la început când ai simțit declinul ăsta? Uite în ce hală ai ajuns! Și în căsnicie. Firma, doamne, iartă-mă de firmă. Dar până la urmă se pentru duce cine? Căsnicia ta. Pentru tu ești cel mai important om din căsnicia asta, nu el. A venit un coate goale să preia firma pe care am muncit eu toată viața și să facă ce? Tată, puterea asta ai dat totul până acum, a fost un afemeiat, acum e un afemeiat cu bani. Nu, v-am asigurat un viitor. Un viitor v-am asigurat. Cristina, și dacă voi a fost așa, de ce nu ai spus v-ați nimic? Joc. De ce și nu de ai firmă spus? Și de căsnicia ta. Ai probleme și că lucrurile de curg au luat o întorsătură cu totul în defavoarea ta. De ce nu ai spus nimic? Doamnă, pot să vă întreb și eu ceva? Cât de mult puteți să-l iubiți pe omul ăsta? Să vă umiliți în halul ăsta? Cât de mult? Cum puteți, în continuare, să-i cerșiți iubirea, afecțiunea, să vă înjosiți în halul în care vă înjosiți? Îl va ierta o dată, îl va ierta și a doua oară, și a treia oară, și a zecea oară. V-am arătat imaginile acelea, credeți-mă, nu din alt considerent, cât să vedeți cu ochii dumneavoastră ce înseamnă să fii un preș. Să te faci singur un preș. Cristina, o să-l confrunți, pentru că... Ce se mai întâmplă? Ești tânără, ai toată viața înainte. Ce mai vreți să-mi spuneți pe lângă tot ce e aici? Cel mai bine, haide să vezi cu ochii tăi, pentru că 1000 de cuvinte nu ar putea să descrie atât de bine ceea ce vei vedea tu. Singur, singurel, ca un porumbel. Ce faci? Singurel, porumbița. Ce să fac? Uite, te așteptam. Văd că... N-ai stat degeaba. N-am stat. Să vede. Hai, îmi place ce văd. Că o să găsești acolo un costum de baie. Da. L-am luat eu, nevastă mea, dar nu l-a purtat. Uh-huh. Hai, du-te și azi. Îmi faci mie o surpriză, îl port eu prima, nu? Ta-dam! Cum stă? Stă foarte bine. Andreea? Poftim. Nu cred așa ceva. Nu crezi? Ba uite să crezi. Nu cred așa ceva. Uite, costumul cum meu de eu. Baie, e costumul meu de baie, e curtea mea, e... Cum n-am crezut noi ce se întâmplă. Bărbatul tău e ce casa ta, e viața ta. Exact. Și ne întreb că de ce a uite montat pe cine camere. Iubești. Uite pentru cine te consumi, uite nu, pentru adevărat, cine ne-ai dat cred. La o parte. Nu cred așa de ceva. Ce te umilești așa? Cât vei mai îndura de la omul ăsta? Deci dacă tu ai rămas surprinsă, dar îți dai seama noi ce-i în sufletul până nostru. Până și costumul meu de baie. Poftim, soțiorul tău. Hai, vin un coci. Frumos ai făcut. Orice femeie și-ar fi dorit așa, zic eu. Da. Și? Unde ți-ai trimis isterica? N-am trimis eu, a plecat că a avut un eveniment la Brașov. Da? Da.
Bine că a plecat, uite, cu firma asta ne facem și noi un moment de relaxare, că altfel... O distrug, nu mă interesează nimic. Nimic. Ar trebui să te intereseze mai mult de tine. Decât de ea. Și mai puțin de fufele care intră în viața soțului tău. Pentru că, virgulă, ca ea vor mai fi o grămadă. Problema nu este Andreea sau Laura sau Diana sau Oana sau care ori mai fi. Am și plătit-o să-l spioneze. Despre ce vorbim? O distrug. Pe cine ai pus să spioneze? Pe contabilă? A ajuns să mă poartă până și chiloții. Contabila. Și știi care e problema? Problema este nu doar că și-a însușit costumul tău de baie sau că și-a însușit viața ta sau că și-a însușit soțul tău. Femeia asta... Bă, și fură, fraților. Tu înțelegi cât de grave sunt lucrurile? Mare parte din minusurile pe care le aveți în firmă se datorează ei. Minusuri mari, nu că minore, da? Mari. Adică pe tine nu te-a mai interesat și pot înțelege de ce nu te-a mai interesat, iar pe el îl vezi, e mai atras de sânii contabilei decât de rapoartele ei. Și uite așa, femeia asta s-a descurcat și v-a făcut ca la carte. Am reușit să scot destui bănuți până acum, pentru că am o meserie care e foarte bună la așa ceva. Și în plus de asta, sinceră să fiu, după ce îmi strâng și eu niște bănuți, pașii pusi la amândoi, să nu mai aud de ei. Munciți o viață întreagă, domnul Mihalache. Și vă face o contabilă din cifre. Despre cine vorbim? Asta a fost în stare să-mi ia și bărbatul și banii din firmă și am și plătit-o. Deci nu e incredibil, deci nu e adevărat. Deci contabila voastră ce face? Deci contabila voastră ce face? Contabila a luat tatul ăla, nu contabila noastră. Contabila, pot să spun și a mea, că firma până la urmă tot pe numele meu e. Tată, lasă, uite ce lucruri se pot întâmpla. Tu trebuie, poate mai mult decât să dai ochii cu Cosmin, să dai ochii cu femeia asta. Să o faci să înțeleagă că ai aceste filmări și să-ți dea banii înapoi. Pentru că dacă nu, plătește tatăl tău, plătești tu, plătește sora ta, familia ta. Înțelegi asta? Încearcă să te aduni puțin și să judecăm lucrurile. Nu știm încă despre ce sumă este vorba, dar lucrurile nu sunt nici pe departe bine. Va trebui acționat cu tact și cu cap și gândite lucrurile, pentru că până la urmă... De asta are o familie. A să fie alături de tine, să te ajute. Asta am explicat de la început. Tată, poți să strigi cât vrei, e târziu să mai strigi deja, ți-ajunge! Nu, lasă să strigi tu! Ți-ajunge să mai strigi atât! Lasă să strigi tu! Auzi, nu mai ridica vocea tu la mine. Gata, suficient, gata, nu aștept la nimic. Că distrugem totul foarte simplu, în două secunde. Asta mai lipsește, să ne mai certăm și noi între noi. Asta mai lipsește. În momentul ăsta este foarte important să fim uniți. Dar nu vezi reacția surorii tale? Nu vezi reacția lui Cristina? Tata, o văd și pe ea, te văd și pe tine, nu ne ajută. Eu știu că a fost un șoc și pentru ea, dar în primul rând pentru mine. Hai să vedem mai bine ce putem face din punctul ăsta. Vă las pe voi că sunteți mai nu lucide. Nu este cazul să fiu orgolios. Nu, eu sunt... Nu este cazul. Pare că semănați foarte mult, dumneavoastră și Cristina, adică sunteți amândoi fire orgolioase, dar... Ce se întâmplă în acest moment? Unde sunt? Eu vă înțeleg supărarea, dar nu vă comportați cu noi ca și când am fi angajații dumneavoastră, da? Ai fost vreodată în situația mea? Poftim? Ai fost vreodată în situația mea? Nu, și nici nu mi-aș dori. Ernest a venit aici să ne ajute. Dar în situația noastră... Foarte mulți oameni care au fost în situația ta. Îți înțeleg supărarea, dar nu suntem noi sacul tău de box. Este aici să ne ajute. Așa că vă rog pe amândoi să vă calmați și să ascultați. Calmare. Este singura soluție în momentul de față. Zi-mi, dăm detalii. Porumbeii, ce fac? Te văd că mai impulsiv a ajuns Cristina. Frumos așa. Deci, noi suntem... Îți dai seama. Că o să le facem o vizită surpriză. Te aduc cu picioarele pe pământ. Ai venit să mă ajuți sau ai venit să mă critici aici? Soțul este acasă. Împreună. Poftim, ascultă-l pe el. Fă tu casa cu contabil. Da? Poftim. Soțul tău este acasă. Împreună cu contabila lui. Și ca să fac o glumă proastă, nu cred că se uită peste numere, ci înțelegi tu ideea. Nu îi face contabilitatea în pat. Eu am plecat.
Maria, face contabilitatea. Urcă-te cu sora ta în mașina aceea și încearcă să te aduni un pic. Stimate domn, vă rog frumos, urcați aici în spate. Detectivii l-au anunțat pe Ernest că Andreea este la Cosmin acasă, așa că se pleacă rapid pentru a-i prinde pe cei doi amanți. Amorezii, știind-o pe Cristina plecată, nu au nici cea mai mică idee despre ce îi așteaptă. În schimb, au chef de mici joculețe erotice. Hei? Oh. Cum e? E bine, blondă, ia uite. Ce perucă avem. Mm? Cum e, mă? Așa-mi place mie, să te surprind. Nu te las să te plictisești, cum face nevastă ta. Păi da. Distracția le va fi stricată însă în curând, pentru că se apropie întreaga echipă de la Ochii din Umbră, însoțită de Cristina, care îi are alături pe sora și pe tatăl ei. Sunt amândoi în casă. Băi, ce se aude? Ce s-a întâmplat? A venit nevastă-mea. Dumnezeule! Unde mă faci? Ești pe balcon! Ești nebun! Ești nebun, îmi rup picioarele! Ești, mă, că zuri pe aia picioarele! Ești pe balcon! Cosmin? Unde e? Ce e, mă? Ce e, mă? Băi, unde e aia? De la canal de Ochii din Umbră. Nu, te rog, nu încerca să faci pe erou. Bă, cum în casa care mi-a cumpărat-o? Păi cine sunteți voi? Unde a ascuns-o? Măi, cincolo! Măi, patron! Unde a ascuns-o? Pe contabilă, unde a ascuns-o? Băi, ce aveți voi? Stai în permanență cu el să nu facă pe degetul. Nu mă mai cunoști acum, a? Unde a ascuns-o? Unde e? Păi cine s-a ascuns, mă? Mă, nu mă interesează unde e, am văzut tot! Tu trebuia să fii la Brașov. Ce faci aici cu oamenii ăștia aici? Nu le-aș faci de cap! Nu mai vin la Brașov! De-aș faci de cap că trebuia să fie la Brașov? Bă, ce căutați aici în casa mea? Unde aș cine să fie, mă? Cine? Da. Găsim, bă, ce căuți, căuțim, băi? Ce faci acolo? Zim și mie, Doamne, unde e? Ce? Cine să fie? Cine? Cine? Ce aveți? Ce avem? Eu uite, ce avem, nene, bă, dacă nu uite, sunt suvent, bă, vorba. Cu cine? Despre cu contabila voastră. Doamne, asta este vorba. Îți mai contabil. Unde a spus-o? Contabila e la muncă, unde să fie? Zim și mie, a cui sunt ăștia? Cum, nu sunt ai tăi? Poftim, îți bagi ori de mine. Eu știu, bă, știu toată garderoba ta. Unde a ascuns-o? Pe cine a ascuns-o? Pe Andreea, pe contabilă. Pe cine s-a ascuns? Băi, știi foarte bine că era aici cu tine, în casa asta. Așa. Unde a ascuns-o? Unde e? Căutați-o voi, na. Că și așa ați venit să o căutați. Păi spune-ne tu mai bine. Păi ce să vă spun eu? Spune-ne tu și să căutați-o, domne, voi, ia unde vine. Zin. Știm că e în casă. Oricum o să o găsim. Foarte bine, găsiți-o, ce? Tu vorbești serios? Păi stai puțin, ce e Moș Crăciun? Cum adică e pe acoperiș? Aaa, ce frumos, pe acoperiș? Ia. Unde e? A sărit, ce a sărit? De la balcon? Ia uite, bă, nene, bă. Incredibil, cum poți să minți până și în ultimul moment? Uite-o acolo, uite-o coboară acolo. Coboară acum! Nu coboară aici. Ce căutați dumneavoastră pe acoperiș, stimată doamnă? Și unde să mă bag? Mă nesimțit-o, mă, ce cauți bună acolo? Tu ce căutați în casa ei? Ce căutați acolo în dormitor? Eu ești nebun! Bă, ești nebun! Eu am fost invitat în casa asta, n-am intrat! Frumoasă încurcătura asta! Auziți, vă rog frumos, dar dumneavoastră cine sunteți? Cine sunt eu? Ce treabă ai cine tu? Ce cauți la mine în casă? Nu mai văzut niciodată prin firmă! Ce cauți în casa mea? Rău, foarte rar! Sunt tatăl lui Cristina! Da? Mă, ce faci în casa mea? Te mai întreb o dată, ce faceți? Vă dăvăliți în patul, nu? Haide, vină la și voi, dumneavoastră, de ce vă legați? Este firma lui Cosmin! Ce treabă aveți dumneavoastră? A cui e firma? Ia mai repede! A lui Cosmin! Păi, fata, așa te-a aburit? Așa te-a băgat în pat, că e firma lui, că e patron? Cum îmi explici chestia asta? Ce să-ți explic? Cum îmi explici? Ce să-ți explic? N-am ce să-ți explic. E o femeie pe acoperișul dumneavoastră. Da, e o femeie pe acoperișul. Ce caută acolo? Ce să caute? Nu știu ce caută. Mă, ce caută acolo? Nu știu ce caută. Chiar nu știți? Adică vrei să spui mie că nu știi ce caută?
Da. Explică-mi asta. Explică-mi asta, ce să-ți explic? Că ești o isterică? Tu vorbești, mă, de isterică? Tu vorbești de isterică? Pleacă de aici că m-ai nebunit de cap. Poftim? Da. Ieși adică afară. Ea te prinde în casă cu una da. Dintre amantele așa. Tale și tu ce faci? Ce să fac? Păi cu cine să stau? Mă, cu ea? Cum ai putut? Cu cine să stau, mă, cu tine care stai să mă... Dar ce are? Mă controlezi la fiecare pas? Crezi că eu nu știu că tu mă controlezi? Bă, vrei să-ți spun ceva? Asta a fost plătită să te urmărească. A fost plătită să mă urmărească? Bă, bune! Ia uite! Cine a plătit-o? Hai afară! Cine a plătit-o, mă? Treci afară! A plătit-o cineva, mă, să mă urmărească? Treci afară! Cine a plătit-o, mă, pe asta? Mă, treci afară! Ai plătit-o tu? Da, eu! Și pe asta? Ce? Da, fraierule, și să vezi că m-a fraierit și pe mine și pe tine, că-ți dispar bani din firma. Când i-ai dat tu, mă, lua asta să te... Întreabă să, acum! Să mă urmărească pe mine, auzi? Doamne! Crezi că am dat-o pe fata aia fără că am văzut eu ceva? Da, ce? Uite și tu! N-a știut, frate, că-i firma lui tata. Dă-te, mă, jos de acolo. Hai, trece în tu ce vrei, isterico? Vină cu coa. Dă-te jos de acolo. Ce vrei? Te-a plătit asta, mă? Da, mă, m-a plătit. Pe bune? Da, mă. Ca să te spionez pe tine, mă. Cât ți-a dat? Asta făceam eu la muncă, da? În loc să lucrez. Te spionam pe tine. Cât ți-a dat? Păi întreabă cât mi-a dat. Cât ți-ai dat, mă, lua asta să mă urmărească pe mine? Păi și în patul lui cum ați ajuns? I-a mai dat și 11 milioane. Păi și în patul lui cum ați ajuns? Doamne. A găsit doi frere. Pentru că am fost invitată, că n-am intrat în casa omului. Invitată de cine? Uite de el, că el te înșală, așa. Nu eu, că nu ești. Și ce ți-a fost rușine să refuzi? Și Clodie care ești, am și plătit. Ce ți-a fost rușine să refuzi? El te-a invitat. Tu să taci, nu ai niciun cuvânt. Păi pui pe asta să mă urmărească pe mine. Uite ce-ți face asta. Aia care i-ai dat tu bani. Și altundeva nu te puteai duce tu cu ea? Tu nu mai ai cum să vorbești în fața mea, ești un nimic. Acasă, nu? Du-te, mă, de aici. Băi, ești un nimic. Ți-am zis cum să stau cu tine, bă, când îmi faci numai din astea. Cum poți să spui că ești absolvită de vină? Te-a obligat cineva să faci toate lucrurile astea? Aruncă-o frumos! Dar nu este o crimă, îmi pare rău! Nu este o crimă, ai distrus o căsnicie! Să-ți faci casa, nu e o crimă! Ai distrus o căsnicie, ai delapidat o firmă! Poftim! Dar banii furați? Căsnicie distrusă! Dar banii furați? Aici ai... Deci nu, vă rog frumos, nu puneți mâna pe mine! Trece înăuntru! Tată, lasă-o că... Lăsați-mă că vin de bună voie! Dar ce vă face până la urmă așa de... Păi mă, controlează la fiecare pas. Wow, păi v-am prins cu femeia ca acoperiș. Păi după, i-am făcut în ciudă. Uite așa, în ciudă i-am făcut. Numai așa, că stăteam, mă bătea la cap și numai în ciudă. Dacă tot îmi zici mereu că te înșel, măcar să te înșel. Să nu mă mai... Ce explicație e asta, domnule? Uite așa. Asta nu mi se întâmplă. Că sunt șmecher și mă ține. Ieși afară. Nu ies nicăieri că nu mă evident. Dai tu pe mine afară din casa mea, da? Pe ce casă, mă? În ghetouri, de unde te-am luat hai, acolo tu liniștită, o să stai? Că totul pleci după mine. Păi da, mă, stai cu minte, în ghetouri unde ia poți? Să vezi tu cum mă sunt tu imediat după două săptămâni, hai! Că și așa ești isterică după mine. Te sune maică ta, nu te mai sun eu. Deci în momentul de față vreau să plec de aici, nu mai vreau să aud nimic, stai, nu mai vreau să stai, că nu e așa ușor, nu așa no, repede cum ușor ai venit! O să pleci mai greu. Treci încoace. Până nu mă murim, toată situația nu vine. Să fiți un pic mai amabil, că totuși nu ceră să păi fiu. Ce? Dumneavoastră. Deci mai lovi. Ești la cap. Mai lovi din două părți. I-ai distrus casa fetei și mi-ai terminat și firma. Tata, tu în 7 luni. Nu ai putut, mă. În 7 luni. Hai să mergem să discutăm. Te-am realizat eu în 20 de ani, tu ți-ai bătut joc în 7 luni. M-ai făcut ca pe ultimul friend, dar nu pe mine. Că eu n-am urmărit de aproape, pe prostul de gineră mea. Oamenii în momentul de față au aflat totul despre viața ta dublă, plus că se știe situația firmei. Am înțeles. Situația firmei, eu am muncit în ea, cred că am dreptul să-mi iau dreptul meu de acolo. Am muncit destul acolo, să știți. Și despre asta știi? Am reușit să scot destui bănuți până acum, pentru că am o meserie care e foarte bună la așa ceva. Și în plus de asta, sinceră să fiu, după ce îmi strâng și eu niște bănuți, pași și pusi la amândoi, să nu mai aud de ei. Patroane, unde ești, patroane? Cum ai putut să faci așa ceva? Tocmai află ce se întâmplă cu scumpa contabilă. Cum ai putut să faci așa ceva? Veniți aici lângă mine. Nu e așa că nu e adevărat ce e acolo? Veniți aici lângă mine. Nu, e făcătura asta, a? Auziți ce mi-a spus mie, că el a muncit, domnule, în firma aia.
Ai muncit? Cum ai muncit? Nu te rog lângă mine. Cum ai muncit? Pentru că am prea multă educație și bun simț la vârsta mea să spun cu ce ai muncit. Cu ce am deci muncit? M-am țit. Las-o așa. Las-o așa la mai bine. La 7 luni ai mai trecut pe acolo pe-n fir? Dar știi că ai tupeu? Dar știi că ai tupeu? După ce că ți-a dat o studiu pe mână să o conduci, tu acum vii și reproșezi de ce l-a trecut tata pe la firmă? Odată ce-mi dă firma pe mână să conduc, am și tupeu, nu? Nu. Ba, da? Ar trebui să fii recunoscător și da, să apreciezi. A, din ce ai fost și ai ajuns? Da, ce nu, nu-i treabă. Ce ai fost? Ce, că ai uite că sunt spălat. Ce ai făcut o facultate? Ești inginer? Uite, sunt băiat deștept cu ăsta. Auzi, inginer? Sunt mii de ingineri. Asta se termină aici. Care sunt vânzători. Asta se termină aici. Așa, și crezi că nu găsesc altele sau ce? Foarte bine. M-ai găsit pe mine, pe fiul meu, tot pe mine, pe fiul meu, pe fiul meu. Ai făcut facultate, ești inginer? Ce să fac? Ce să fac? Cu asta mă ocup. Cu asta te ocupi? Aha, stai frățioare, așa, stai așa. Dar ți-ai jucat rolul. Deci ai și tu pe urmă. Păi foarte bine că mi l-am jucat. Ai și tu pe urmă în tine. Păi ce era să fac? Să stau să lucrez la voi, să fiu pe urmă? Aveai să-i găsim pe asta? Da? Să taci. Nu tac deloc. Cum ți-ai permis să-mi faci asta? Cum mi-am permis? Pentru că m-ai scos din răbdări cu pisălogeala ta, idioată, și uite-mă tu fără vorbești, tu vorbești care da. Ți-ai luat bani la fiecare moment așa pentru și? Nimic? Așa mi-ai zis de săraca fată care s-a angajat acolo și nu avea nicio treabă? Hai pe bune! Pe bune, era geloasă, tu pe ea și m-ai pus să dau afară, ești nebună? Mă, cum îți permit să intri așa în casa mea? Mai geloasă ca tine nu cred că există, da? Cum poți să intri în casa mea? Tu vorbești de gelozie? Tu poți să vorbești de gelozie? Tu și-l iei pe el de moț, că eu în casa asta n-am intrat cu cheia mea, am intrat cu cheia lui. Ce ești? Un inginer? Ai făcut o facultate? Da, bine că sunt eu doar un inginer, da. Da, așa, și ți se pare mare... Uite că nu sunt doar un simplu inginer. Sunt un băiat deștept, aia. Era un băiat deștept, asta o crezi tu. Da, da, în același timp. Păi ce să fac? Nu m-a făcut om pe mine, crede. Eu m-am făcut om, prin munca mea. Prin munca ta. Da, da, dacă adică tot meriți altă, să vă conduc firma... Adică pe prosteală, ce ai făcut? S-o condus spre tu? Faliment sau ce? Ai condus în ce firma? Faliment, domn? În ce ai faliment? Ai auzit ce a zis? Ai de condus firma? Abar n-ai, ai băgat abar un faliment de simțitule. Abar nu ai că v-a făcut contabil, v-a golit conturile. Habar nu ai despre situația asta. V-a făcut pe amândoi! Cum ți-ai permis, mă, să vii în patul meu? În piscina mai luat până și chiloții. Cum ți-ai permis? Invitată, îmi pare rău. Invitată, nu da. Știi să refuzi? Nu. Orice panoramă care te cheamă, intre așa ușor în casa omului? Dacă îmi pare rău, dacă bărbatul tău pe care îl iubești atât de mult este panorama, atunci nu poți să și spun tu ești că cine bărbatul? S-a seamănă, s-a adună. Evident, și tu ești adunat, frustrată. Evident, v-ați unat, într-un pat. Iartă-mă, în două paturi nu puteam să stăm. Te rog să a, mă ierți. Pe bune, da. Iartă-mă pe mine. Și cum pentru... îți permit să intri în casa mea? Cu el de femeie, mână. Femeie, cum să-ți amintea, permit da. Să-mi dai și bani? Aveam încredere în tine. Tu... Ce fel de relație ai tu și-mi zici că ai? Tu vrei să-ți spun... Bărbatul tu știe că, cum îl înșeli? Îmi pare rău, dar bărbatul ăla nu există. Ești o leșinată da. De foame și ruptă după bani. Și tu ești o frustrată și o țăcănită care toată... Mie îmi zici că ar te culci cu bărbatul meu. Ce faci, femeie? Tu l-ai îndemnat să fac așa. Tu l-ai îndemnat să fac așa. Cum îți permis? Te-am și uite plătit. Uite așa. Cum îți permis? Te-am și plătit. Mai ai tupeu să strigi în casa mea. Da. Ieși afară. Nevastă mea a plătit-o pe aia să mă urmăresc. Dar de ce? Păi așa? De ce? Așa? Pentru că i-a dat motive. În halul ăsta. Așa și mai vreau dat motive de la început, ea știa cu cine are de-a face. Și asta însemna că trebuie să accepte comportamentul său, nu? Normal. Păi, cum normal? Aș știu de la început cu cine are de-a face, da? Nu. Nu era prima dată. Ți-o spun eu că n-aș știu. Ți-o spun eu că n-aș știu. Că n-aș fi făcut bani. Să știi că fica dumneavoastră e isterică. Dar ai mâligat-o. Lucrurile astea tu să nu faci pe soră mea isterică. Tu înșel pe toate drumurile și ea este isterică. Să știți că n-am înșelat-o pe toate drumurile. A fost decât o singură persoană cu nebuna aia de sus. Hai, lasă. Hai, nu fii modest. Nu e vorba de asta. Nu fii modest. Dacă ar fi fost femeie normală, să nu stea pe capul meu în fiecare zi să zică conșel, conșel, fără știi să-i dau niciun motiv. Știi care e chestia? Nu ai nicio justificare pentru okay, comportamentul nu am nicio tău justificare. Pentru care... Și ce? Nu, dar stai puțin. Ce ați venit să mă judecați voi pe mine? Sunt curios să aflu și părerea lui. Sunteți și, Dumnezeu să mă și judecați? Și ea de la bun început a fost atât de geloasă? De când ai cunoscut-o? Nu, la început nu era, să știți că a, eu deci chiar am iubit-o. Păi și eu cum de a ajuns în timp? Mi-a dat telefon, una a văzut ea pe telefonul meu de fapt, că nu știu ce, trebuia să ies eu odată la cafea cu nu știu cine, că domne că nu e, că este... Lasă-mă să ghicesc, tot o angajată, nu?
Drink, da, nu mai știu, drink. Cred că o angajat. Până la urmă, firma asta te-a făcut. Și a început după aia fiecare zi să mă caute pe telefoane, să pună oameni să mă urmărească. Nu ți se pare normal în momentul ce tu te culci cu angajatele tale? A, nu, trebuia să închidă măgările. Nu mă culc cu toate angajatele. Nu mai ai primit o casă la cheie, mărtavă, afacere la cheie. Da. Așa te comporți? Așa mă comport. Băi, tu vezi, tu te vezi în ce hal ai ajuns? Mă tomzici, mă tomzici. Cum să-ți te bărbată tu cu o isterică și cu isterice din astea ca tine, mă? Cu niște țațe. Tu vorbești, mă? Da, mă, eu tu vorbesc. Tu vorbești până la mă ruptă de bani. Tu vorbești. Ce o să ruptă de bani, da? Un leu. Deci un leu în plus nu pleci din firma aia. Știi ceva? Un leu în plus nu deci ieși din firma aia. Toți banii în care i-ai furat, i-ai furat până da acum, toate datoriile firmei le întorci înapoi. Da grija lui bărbată, tu te legi de firme acum și tu mori în lui. Nu da mă interesează da toți banii din firmă da care ai luat da absolut orice bani da din firma aia care a dispărut, ai vrei îl întorci înapoi. Ai vreo idee ce contabilitatea? Nu ridici vocea în casa mea. Nu urla la mine. Ieși afară. Ieși. Plec când vreau eu, nu când vrei tu, da? Ieși afară și să-mi dai toți banii. Plec când vreau ieși eu, nu când vrei tu. Da? Te-am făcut. Dacă nu mai poște. Dacă nu mai poște. Ia și tu vino cu mine un pic. Ia du-te mă și lasă-mă. Ia vino cu mine. Ia la du-te tu și hai, lasă-mă vino că vino cu mine acum. Hai. Ce ai făcut tu hai acolo? Hai, hai, ce am făcut? Ce am făcut eu? Ia, ce faci? Te plătește da asta, ce cu faci? Hai mă vino încoace să discutăm, da? Unde mă? Unde? Unde sus pe acoperiș, dacă vrei pe să stai acoperiș unde am stat eu, da? Ce faci mă te? Că tot îți place te plătește panara, mă asta, mă? Da, mă, am plătit-o. Hai de capul tău. Păi, la cât de isterică e și le frustrată, a ajuns în stare să mă plătească, da, da. Și chestiile alea care le-am văzut eu pe laptop la Ernest? Care chestii, mă? Chestiile alea. Care chestii, mă? Păi cum care? Uite, arată domnul Ernest. Care chestii? Stai liniștită, fată, că la cât de prost e ăsta, semnează orice îi pun eu în față. Și de data asta am să-l pun să semneze ceva de n-o să uite. Cum băi rămâne doamna contabilă? Băi, 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 lăsați-mă că da e treaba mea acum. Da, da, e treaba. Dar până acum tot treaba ta. Te-am luat cu mine, te-am luat în vacanță, așa? Te-am luat în are. Îmi faci probleme pe aici și tu ce faci și mă? De fraier te-a luat. Cine-ți face mă probleme? Că până la urmă cea care are probleme acum tot eu sunt. Da, mă, mare problemă ai tu. Da, mare problemă am eu, da. Și ce probleme o să mai ai? Ce vacanță, ce vacanță? Întreabă pe bărbată tu, că tot dai vina pe mine. Tu să taci, că nu ai niciun cuvânt. N-ai vrut o vacanță, n-ai vrut o da, alea și acum mă îngrop. Eu te-am obligat pe tine să mă duci pe mine în vacanțe, da, da, sigur că da. Știi că lipsesc peste 15.000 de euro din bancă? Mm. Unde nu sunt banii? Nu știu, domnule, păi de ce mai ai stat acolo de formă? În fiecare zi cu treaba. Ce treabă, mă? În fiecare zi cu cum ai ideea ce ne-a spus? Tu ai ideea ce ne-a spus, nu? A zis că pentru ăla ai fost o proastă. Și doar atât. Cum adică, mă? Și că o să-și găsească altul. Am zis eu, în secunda 2. Da, tu, când am luat din ghetourile alea și n-aveai bani mine de din ghetou. Oh, mă, no, păi, mai fi luat tu pe mine din ghetou dacă nu eram eu băiat deștept. Hai. Stai, stai, stai. Unde? Unde te duci? Stai puțin. Stai puțin, fata mea. Stai că nu-i chiar așa. Stai puțin. Hai să luăm, murim noi. De ce zice că nu e singura vinovată? Nu? Nu? Vi se pare că sunt singura vinovată? Nu, nici eu n-am zis treaba asta, ți-am mai zis. Dar de ce ai făcut ce ai făcut? Deci nu te gândeai că totuși poate să te verifice cineva, să-ți verifice contabilitatea? Cum justificai? Că tu tot ți-ai pus semnătura. Banii, nu? Pur și simplu. Cam cât mai aveai de gând să stai în firmă? Hai zi. Dar așa pe corecte, acum faptul e consumat. Poftim. Destul de mult. Destul de... A, da, nu-ți făcusei plinul, sau cum? De nu ți-ai făcut numărul tot. Pe bune. Deci trebuia să pe bune, pe deci trebuia să mai iei niște bani de la firmă, de la prostul de cine rămâi, și din firmă. Dumneavoastră, dacă ați fi găsit doi fraieri, cine ați fi făcut, domnule? A, și tu ai profitat să de situația dintre ei, da, nu? Da, încă o dată. Ia ginerele. Sunteți conștientă că ați furat banii ăștia, da? Mai mult sau mai puțin. Dar nu mai mult. Ce-o spun eu, mai mult, nu mai puțin, mai eu, mult. Dacă aș fi știut, nu-l cunosc pe dânsul ca fiind tatăl Cristian. Acum mă cunoști, acum mă cunoști. Firma dânsului. Păi, asta este chestia. Firma asta că nu s-a construit peste noapte, s-a construit în niște mulți ani. Eu sunt, acum sunt conștientă de chestia asta și... Dar mă întreb ceva, sunteți conștientă că n-aveți cum să plecați basma curată cu banii furați?
Dar în momentul de față nici nu am de gând să întreprind vreun demers în acest sens. Vreau doar să rezolv problema. Eu am fost un nimic și uite, am ajuns cineva și iar o să cașeară să mă ridic. Da? Datorită ei am ajuns așa. Bă, decât cu o isterică ca ea, mai bine îmi vădă treaba mea. Cum uite, povestește-i lui sorta ce faci tu mie. Spune-i tu. De cât timp mă stresez în fiecare zi, Spune-i ce stres am eu cu tine în fiecare zi. Și asta justifică ție faptele? Ia și spune-i, te rog eu frumos să vezi. Că o să ajungă și la o concluzie. Trebuia să o lași. Dacă era așa de greu de suportat și era isterică. Păi uite, o las acum, Ana. N-ai înțeles, nu mă lași, te las. Te las exact așa cum ai venit. Dar de ce nu-i spui tu ei? Spune-i tu ei acum. Lasă că o să vorbim noi în particular. Cum intrai peste mine în birou? Cum îmi dădeai mesaje în fiecare secundă? Uite, sormă, intru în birou, stai cu fundul pe el și tot îmi spune că eu fac isterie. Îți dai seama, nu? Eu sper că acum te-ai lămurit. S-a părut că am avut eu vreo treabă cu fata aia? Da, uite, e și filmarea. Deci contabila mea în 20 de ani nu mi-a furat un leuț. Un leuț, înțelegi? 20 de ani. Știi ce înseamnă? Deci nu 7 luni. 20 de ani. Ei, din întâmplare mă pricep și eu la contabilitate. Și cel puțin la prima vedere ce am văzut, dar nu știu dacă m-a apucat să verific jumate, mi-a dat cel puțin 15.000 de euro gaură. Și asta numai pe semnăturile tale. Da, dumneavoastră credeți că el în calitate de director sau ce mama îmi zice că ea fata mea. Nu mai cred nimic. Vă rog frumos, nu mai țipați la mine și ascultați-mă și pe mine două minute. Bun. Da. E munca dânsului de o viață. Este munca dânsului de o viață, eu înțeleg foarte bine, numai că nu eu l-am luat pe Cosmin cu banii firmei să plecăm în excursii sau aia în e cea mai mică problemă, că a spart 3.000 de euro pe excursie. E cea mai mică problemă. Sinceră să fiu, eu... Ai profitat de el. Hai zi pe bune. Sinceră să fiu, am profitat că e prost. Păi vă mai întreb. Și fii mea proastă. Dacă ați fi sinceră dat să fiu. De doi fraie și ați fi fost în alte circumstanțe, nu așa ca acum. Măi femeie, nu înțelegi că nu toate contabilele fac așa? Păi ai impresia că toți patrulii sunt deștepți? Domnule, rezolvăm... Dacă contabila vede că patrulii... Și cum rezolvăm problema? Înseamnă să-l ardă? Cum rezolvăm problema? Acoperind costurile, automat. Bun. Ai bani? Da? Ai bani sau să aștept să faci un împrumut care să ți-l aprobești eu peste un an? Ar fi culmea să fiu contabilă și să fac împrumut la bancă, pe bune. Ai cheltuit deja sau nu, e pe tot? Nu, banii nu sunt cheltuiți. Ok, bun. Ești înfundat, gata, avem dovezi clare, cu filmate. Cu ce sunt înfundat? Că eu n-am delapidat nimic. Nu, nebuna aia să o bagă frumos la pușcărie. Ce zic, o bage la pușcărie. Cosmin, tu înțelegi că ai fost delapidat ai și nici măcar nu știi? Nu, dar să vede tot pe cameră ce să văd. Cauza ta. Și eu de unde să știu? Păi tocmai îi spuneam că tu ești o marionetă. Ai stat ca o marionetă acolo în birou ăla. Ce făceai? Băi, dacă erai o femeie adevărată, îți spun eu, nu s-a ajungea la așa ceva. Nu s-a ajungea la așa ceva, crede-mă. Dar tu ce faci? De la un simplu mesaj ai început să îmi creieri în fiecare zi? De ce? Bine, Cosmin, dar dacă a fost așa, ai încercat să ai discuție cu ea? Ce discuție să ai? Ca de la soț la soție. Nu poți să ai o discuție cu ea, nu știu ce are. Nu pot să cred asta. Eu cred că chiar are nevoie de psiholog. Eu am îndurat foarte multe, să știi. Am un micul de tine, ai plâns și noaptea prin somn. Aveai și coșmaruri, ce să zic? În momentul în care doamna Cristina a început să vă plătească ca să-i dați raportul, deja erați într-o relație cu el? Da. Dumneavoastră erați geloasă că ce, că le făcea ochi dulci altor angajate? Da, adică puțin conștientă fiind de caracterul lui, conștientă fiind că este un fustangiu, a scăzut în plasa lui și dumneavoastră? Din păcate, da. Ce a meritat? Acum, după ce am aflat atâtea... A meritat să vă... prindem până acoperiș dacă cădeți. Dar ai fost prins în fapt, n-a mai meritat. Dar până acum a meritat. De acolo, dacă se deci până acum, ceva. O jumătate de oră, o oră a meritat. Pentru că nu știam anumite detalii, da? Nu pot. Crede-mă, ce a fost mai greu a trecut. O să-ți revii și o să fie bine. De asta o să mă asigur eu și tata. Și tu trebuie să înveți că nimeni pe lumea asta nu este mai important decât familia. Ce nu știai că ești doar o contabilă și lucrezi la o firmă și el e însurat și are o nevastă și pe care nu trebuia să te bagi peste el? Ce n-ai înțeles? Dar, pe Dumnezeu, ce vă doare mai rău? Nu crezi că ești așa de mică încât să nu realizezi ce ai făcut? Deci pe dumneavoastră ce vă doare mai rău? Că v-am înșelat? Nu, amândouă lucrurile vă doar. Poate firma mai puțin. Ieși afară din casa mea acum!
uitați și dumneavoastră. Ieși afară! Ok, ascultă-te, ieși afară. Ești în casa ei până la urmă, nu? Acum. Ești în casa ei. Afară? Nu, nici măcar! Nici măcar! Ieși afară! Ieși afară! Ieși! Să te sper cu idiotul tău pe cap, băi! Auzi, frate, în casa mea le-am cumpărat casă și ce poate să facă? Deci nici nu mă mai gândesc până la urmă de firmă și asta. Două, Doamne, iartă-mă, că o pun eu pe picioare. Ce înseamnă prea mult bine, nu? Hai de că, n-am deci, crezut niciodată deci, că ne se vis poate urât, frate, nouă. Vis urât, ce să mai discut? Vis urât. Munca mea de 20 de ani s-a ales praful, frate. Contabilă. Ieși afară. Mergeți, fă bagajul sus și pleci. Lasă-mă, mă, împărți. Merge acum și îți faci bagajul și pleci. Măi, lăsați-mă, mamă, ia uite, isterica, frate, uite, de-aia, bă, bă. Afară din plec, casă. Plec, numai să nu-ți mai au gura aia, bă, bă. Afară. Gata că nu, mi se face scârbă de tine. Mie du-te, zici de tine, mă, mie... Du-te, bă, de aici și lasă-mă. Mi-e rușine că... de mine că te-am lăsat în casă. Hai de capul meu. Hai. Dă, Doamne, ferește. Ești... să nu te mai ieși văd în viața mea. Ieși afară și nu mai comenta, să-ți iei și ciorapii, să du-te, nu mi-l lași nimic. Lasă-mă, lasă-mă. Hai, gata, ce stai aici? Am plecat, gata, ieși! Bă, tu mie îmi zici să ies? Cui mai, la cine lasă-mă strigi, să termin aici să-mi fac la astea, cine gata. Strigi, mă? Du-te de aici, hai. Lasă-mă să-mi fac bagaj, du-te! Nu mai permit să strigi la mine, că ești un nimeni. Bă, ești un nimic. Dar voi ce faceți, credeți? Pasta aici, o bat pe asta, ce d***a? Hai, dom'le, îmi iau niște astea și gata. Mai repede bagajul. Hai mă, lasă-mă, acum. Ți-am zis, lasă-mă. Cristina, sper că a învățat din lucrul ăsta că trebuie să fie deschisă și unită cu noi. Nu să se ascundă, pentru că asta ne-a adus aici. Să sperăm că a învățat ceva. Să sperăm. Iar tu trebuie să te calmezi, gata. Hai mă, lăsați-mă, acum vreau să mă schimb. Vreți să mă vedeți și în gol? Ieșiți afară să-mi fac bagajul, hai, pa! Ia uite-i, bă, nene, stai să mă vadă și în c***ul gol. Ieșiți afară, hai. V-am crescut pe amândouă. Gata! Nu mai țipa, să știi că tatăl tău este foarte supărat. Gata! Nu e momentul să te cerți și cu el. Gata! Nu spune mie, gata! Gata! Nu e momentul să te cerți și cu el. Ula, te rog frumos! Te rog frumos! Este să vă mai certați și voi. Nu vă certați și voi. Da? Ernest, vreau să-ți mulțumesc. În acest moment pleacă. Gata, nu mai pot. Mi-a ajuns. Dați-i niște timp. Nu, e mai pot. Să vă certați acum. Dați-i nu niște timp. Nu mai pot. Haideți, băieți, că nu mai suntem doriți aici. Nu crezi nici e, nu firmă, nu mai am nimic. Las-o încolo de firmă, nu este despre firmă acum. Este vorba despre tine. Nu mai am măcar pe mine. O să te regăsești. Nici măcar pe mine nu mă mai am. O să te regăsești pentru că... Am pierdut rău, rău. Rău. Am plătit o tâmpită care... De Cristina, fapt, aș vrea să separ puțin lucrurile am și să vezi una lucrurile. Am plătit-o cu bărbatul meu. Dacă ai fi fost deschisă de la început mi-l-am și dacă mi-ai fi spus, pe așa cum eram odată... Din cauza lui. Am lăsat la firma aia un care, ce crezi, mi-era și bărbat. Am plătit o contabilă care mi-a făcut datorii în firmă, s-a și culcat cu el. Ernest, hai că n-am apucat să îți mulțumesc. Mulțumesc mult. Dați-mi niște mult timp. Da, nu da, mai da. Stați acum pe capul. Gata, ei, m-am calmat. Ce se întâmplă. M-am calmat. Cel mai bine, lăsați-o în pace în momentul așa de față. O, pentru o, că o las pe... O să dinamitați totul. Da, o, să o las pierdeți, pe Maria o să, să discute mai viață. Mult ca vorba aia. Haideți sunt suroși. O să pierdeți da? Ani din viață bine. Pentru bine. Ce? Hai, încă o dată, mulțumesc mult. Rămâneți aici sau? Da, mai rămân. Ok, încercați să nu vă certați. Da, 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 da. Bun, mersi încă o dată. Nu aveți pentru ce. Este evident că în toată această poveste Cosmin este cel care a greșit cel mai mult. De condiție modestă, s-a însurat cu Cristina și astfel a ajuns să aibă o viață aparent lipsită de griji, pe care însă nu a știut cum să o gestioneze. Să nu o fi iubit niciodată cu adevărat pe Cristina? Este posibil. La fel de cert este însă că și Cristina a greșit. El a iubit mult pe Cosmin, însă gelozia i-a fost pe măsura iubirii.
iar gelozia poate contribui la multe rele. Oricum ar fi, Cosmin a primit ce a meritat, iar Cristina a primit o lecție de viață pe care pe viitor ar fi bine să o convingă să aibă mai mare încredere în sora și în tatăl ei. Sunt Ernest și vă spun la revedere. Nu înainte de a vă reaminti că ochii din umbră văd